M-am gândit că în seria dedicată eleganței să discutăm puțin și despre ceea ce înseamnă eleganța în social media. Și da, știu, poate părea puțin paradoxal pentru că avem impresia că în social media nu există eleganță și că efectiv social media a devenit o găleată unde arunci totul și faci absolut orice doar pentru a atrage atenția și se poate ca într-o oarecare măsură să fie adevărat, dar consider că social media are și părți bune, are și părți frumoase și că dacă știi să navighezi prin toate lucrurile astea mai puțin plăcute, ajungi la părțile astea frumoase și la fel de bine sunt convinsă că poți să creezi o imagine frumoasă pe social media despre tine. Și consider că în ceea ce privește femeile elegante sau femeile care vor să își upgradeze cumva imaginea despre sine, este important și acest aspect. Trăim într-o lume modernă, trăim într-o lume în care social media contează foarte mult, prin urmare este foarte bine să avem grijă și de acest aspect. Adică eu vorbesc de eleganță, v-am zis de atâtea ori, din perspective contemporane. Adică eu încerc să tratez eleganța din perspectivă contemporană, nu neapărat ca ceva ce a fost inventat acum 100 de ani și trebuie să rămână ca atunci. Nu, evident și eleganța evoluează și noi ca oameni evoluăm și automat și viețile noastre evoluează. Prin urmare, stilul sau tipul de eleganță din ziua de astăzi n-are cum să fie la fel ca cel de acum 100 de ani. Cum ziceam, poate părea paradoxală treaba asta, mai ales în România, dacă arunci așa un ochi la prima vedere în social media, ți se pare că, mamă, toate animalele din junglă s-au coborât acolo, dar sunt și lucruri frumoase, sunt și lucruri bune și e bine să ne orientăm către ceea ce vrem noi să transmitem mai degrabă decât către ceea ce se cere. Știți că e chestia aia cu se cere să faci anumite lucruri, se cere să faci nu știu ce. O să începem cu primul punct pe care l-am denumit Keep It Classy. Și asta pentru că, de fapt, în mintea mea punctul ăsta era un concept de clip întreg, dar am zis hai să nu vă torturez chiar atât de tare și să îl reduc puțin, deși cuprinde și el mai multe subpuncte. Keep It Classy, din punctul meu de vedere pe social media, presupune să ai mare grijă la contentul pe care îl postezi. Și aici nu mă refer doar la a poza lasciv pentru a atrage atenția sau a nu poza lasciv, ci în general, cam la toate informațiile pe care le pui tu pe social media, să ai grijă ce mesaje pleacă de la tine, să ai grijă ce informații pleacă de la tine, ce imagini pleacă de la tine. Trebuie să gândiți social media, conturile voastre de socializare, fie că sunteți influenceri, fie că sunteți niște simple persoane și o să vă explic de ce este important asta, am mai discutat la un moment dat cu voi, dar revin puțin asupra subiectului. Indiferent de dacă sunteți mai micuți, mai mari, mai importanți, mai neimportanți în ochii lumii, este foarte bine să aveți în minte, să aveți proaspăt în memorie aspectul ăsta, și anume că tot ceea ce puneți voi pe social media transmite un mesaj despre voi. Și este foarte important să conștientizați chestia asta, pentru că așa veți putea manipula, ca să spun, acel mesaj. De foarte multe ori, lumea se victimizează când vine vorba de social media și dacă vă uitați la persoanele populare de la noi, nu vorbesc numai de cele din afară, dar vorbesc de persoanele de la noi, că știu câteva cazuri concrete de persoane pe care le-am auzit victimizându-se că, vai, că nu înțeleg de ce lumea mă tratează așa, vai, de ce mă tratează ca pe o puncte, nu știu, completați voi fraza respectivă. Dacă ei l-a analizat conturile de pe rețelele de socializare ale persoanei respective, asta transmite, ăsta e mesajul pe care îl transmite despre ea, da? Deci trebuie să fiți conștienți că voi transmiteți un mesaj prin ceea ce postați, prin ceea ce spuneți, prin argumentele pe care le aduceți, prin conflictele în care vă băgați. Transmiteți un mesaj despre voi. Da? Și voi puteți controla chestia asta. Într-o oarecare măsură stă în puterea voastră felul în care vă judecă oamenii și dacă sunteți conștienți de chestia asta și aveți grijă la aspectul ăsta, repercusiunile judecăților vor fi mult mai blânde, ca să zic așa. O să detaliez un pic mai încolo, dar mare atenție la pozele pe care le puneți, cât transmiteți, cât dezvăluiți din viața voastră privată, genul de comportament pe care îl afișați în social media, mesajele cu care vă afiliați, oamenii cu care vă asociați în social media, iarăși este extrem de important, pentru că iarăși cine se aseamănă se adună și tot așa. Apoi, un alt subpunct, tot la acest punct, un alt subpunct ar mai fi mare atenție la username, pentru că și ăsta spune multe despre voi, chiar dacă poate nu pare așa, cine știe ce, dar spune ceva despre voi. Adică username-ul ăla, am văzut username-uri doar din cifre. Nu știu cum le-au pus doar din cifre, dar whatever, erau, nu, ce să înțelegi din ăla? Sau când pui PC dulce kiss you sau chestii de genul ăsta, automat vei atrage un anumit tip de atenție, așa că trebuie să ai un pic de grijă și la aspectul ăsta. Aici cu username-ul este iarăși foarte sensibilă situația, sunt persoane care nu pot să-și dezvăluie întregul nume, nicio problemă, dar de aici până la a recurge la niște pseudonime din astea semi-erotice, este distanță lungă, da? Și toate lucrurile astea țin de voi și spun ceva despre voi, da? Apoi, încă un aspect la care aș vrea să aveți grijă și am observat că mai ales în rândul persoanelor care sunt consumatoare de social media, dar au impresia că nu fac parte. Deci, hai să ne înțelegem foarte clar, da? Dacă sunteți consumatori de social media, fie că vorbim de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube și așa mai departe, faceți parte din social media. Eu n-am înțeles niciodată de ce ăia care vin și dau cu hate, ăștia care suntem creatori de conținut care ne tratează ca și cum am fi o specie diferită, când de fapt toți suntem în aceeași oală. Da, sunt unii care creează conținut, dar toți suntem în social media. Deci atât noi trebuie să avem grijă la imaginea noastră, cât și voi cei care, să spunem, doar consumați social media. Și următorul aspect este foarte important pentru că l-am văzut în special la aceste persoane. Și uite, de exemplu, ca să revin puțin la faza cu pozele și la username-ul pe YouTube. Foarte des, multe persoane nu-și pun numele, pun tot felul de acronime, se ascund sub tot felul de pseudonime, nu-și pun poza reală pe YouTube, dar vor să fie luați în serios când îți lasă o critică sau un comentariu. Păi cum să te iau în serios? Cum să te bag în seamă când tu ai un nume indescifrabil, când ai un, nu știu, anime în loc de poza ta de profil sau o literă, că nu ți-ai pus poză de profil. Cum să te pot lua în serios, da? Ei, așa și aici, legat de bio, era mare atenție, la YouTube nu prea contează atât de mult bio, că nu toată lumea intră să se uite în bio. Există și la YouTube bio, dar e în altă parte și nu toată lumea se uită decât cei interesați în mod special. Dar la Instagram, la TikTok, la Facebook, la mai ce, cam în general la astea, există acea porțiune de bio unde fiecare își spune ceva. Nu știu, unii pun câte un citat din ăsta melodramatic care zici, mamă, îi dă pe spate, alții își pun realizările de-a lungul vieții, alții, nu știu, își descriu cariera, habar n-am. Fiecare pune ce vrea acolo, ceva care îl reprezintă. Deci la creatorii de conținut ați observat chestiile astea, da? Majoritatea pun ceva acolo care îi reprezintă, pentru că ei înțeleg că acel bio îi reprezintă și transmite un mesaj despre ei. Ei, dar sunt foarte multe persoane din această categorie a celor participanți la social media care nu au grijă la ceea ce pun în bio. Am văzut multe mesaje din astea obscure, că mai intru și eu la cei care mă urmăresc pe Instagram și mai mă uit acolo pe conturile care mă urmăresc și mai văd diverse și... te te ia puțin cu fiori așa că înveți niște lucruri, știți, pe lângă username, poză și mai vezi și bio sau descrierea aia acolo care, așa, te doare capul, da? Deci mare atenție, toate lucrurile astea transmit un mesaj despre voi și nu e vorba doar despre creatorii de conținut aici, repet, pentru cine n-a înțeles, este vorba despre toți participanții la social media, da? Pentru că până la urma urmei, atâta timp cât voi consumați clipurile mele sau consumați Instagram sau TikTok, sunteți participanți la social media, faceți parte din social media și transmiteți un mesaj despre voi și când, atâta timp cât înțelegeți treaba asta, o să vă fie în primul rând vouă mai bine. Punctul numărul 2. Legat de treaba asta, se leagă foarte bine cu ce am zis mai devreme și anume, gândește-te și la viitorul tău. Contează foarte mult ceea ce postezi pe social media, da? Contează enorm de mult, al naibii de mult ceea ce postezi pe social media, pentru că ce e postat odată pe internet, acolo rămâne, da? Deci nu mai există șanse să se șteargă. Cineva cumva tot o să dea de acel lucru. De-aia și cu argumentele și când vă certați, că am observat apropo de grupulețele astea stupide care s-au făcut cu pamflete, că toată lumea acum face pamflet, vezi, Doamne, am văzut niște discuții private care erau într-unul din grupurile astea în care o anumită persoană, care de altfel se dă foarte rafinată și foarte cizelată, în discuțiile alea private era extrem de virulentă și extrem, avea un limbaj total opus imaginii pe care și-o prezintă în realitate. Deci nimic nu rămâne secret, da? Asta odată. În al doilea rând, trebuie să te gândești la viitorul tău. Știți scenariile alea și sunt convinsă că vă vin acum câteva exemple în minte de acele persoane care au încercat să-și curețe imaginea, să-și o spere, să evolueze, să arate că au evoluat, că sunt mai rafinate, dar tot vine cineva și spune da-ți aduce aminte când erai acolo și făceai, ți-aduce aminte de perioada aia, adică cumva trecutul te prinde din urmă. Asta iarăși foarte important apropo de copii. Pui copilul acum pe internet, fără să te gândești că poate în 30 de ani copilul ăla nu o să vrea să fie fost pe internet. Poate o să aibă o carieră, își dorește o carieră pe care nu o poate avea, fiindcă l-a pus măsa în scutece pe internet, când făcea pe el, sau ceva de genul ăsta, sau când era mânjit de pastă de roșii până la buric. Apropo de asta, o discuție foarte interesantă pe care am văzut-o că o avea Gabriela Atanasova cu câteva săptămâni pe Insta Stories, tot așa întrebată, de ce își postează copiii numai în situații din astea idilice, de ce niciodată nu pune și ea, ca alte creatoare de conținut, de ce nu pune și ea poze cu copiii ei când fac câte o trăznaie, când greșesc, când sunt murdari, când nu știu ce. A zis o chestie care mi-a plăcut foarte tare. Deci, vă plăcea când făceați câte o trăznaie, când făceați câte o boacănă și părinții voștri vă făceau de râs la, nu știu, vecini, la cunoștințe, la prieteni, la alte persoane străine? Nu intrați în pământ de rușine? Ei, eu nu vreau să fac, să le creez genul ăsta de frustrări copiilor mei. Și e foarte important de reținută chestia asta. Faci niște lucruri pentru bani, să zicem, în ziua de astăzi. Majoritatea fac tot felul de chestii din astea extravagante pentru bani sau de dragul atenției și pentru popularitate. Că știți că popularitatea în ziua de astăzi este cel mai scump lucru. Și fac niște lucruri pentru popularitate și după niște ani ajunge să-i coste foarte scump treaba asta, știți? Adică ajunge să-i coste mult că au făcut treaba aia. Dar nu ne place să ne gândim la viitor așa îndepărtat, dar nimeni nu știe, niciunul din noi nu știe unde o să fie peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani și cât de tare ne vor afecta acțiunile din prezent și ceea ce postăm pe internet, pentru că ceea ce este odată postat pe internet rămâne pe internet, cum am zis, oricât ai șterge tu și oricât ai... Kim Kardashian când pune câte o poză sau când pune cineva câte o poză needitată cu ea, cât se luptă să le șteargă de pe internet, de pe toate browserele, de pe toate serverele, de pe nu știu ce și tot rămân fotografiile alea, undeva tot rămân, tot apar, știți? Adică oricât ai încerca, tot rămâne undeva într-un cotlon de internet. Al treilea punct este legat de ceva ce v-am mai zis, și anume să păstrezi o doză de mister. Știți că tot ceea ce postăm pe internet este susceptibil a fi judecat și oamenii în general judecă din perspectiva lor sau din prisma experiențelor pe care le au sau le-au avut și nu ai control asupra lucrurilor pe care oamenii le vor crede despre tine sau le vor analiza sau le vor face sau cum vor reacționa alții la ceea ce postezi tu, dar ai control asupra ceea ce postezi. De-aia cu cât dai mai puțină informație, cu atât e mai bine. Deși în lumea asta a glamourului și a nu știu, opulenței, care ne place nouă românilor atât de mult, pare că să atrage atenția cu orice scop este rețeta cea mai bună. De fapt, oamenii cei mai apreciați și pe social media sunt aia care sunt mai discreți, care nu dau tot din casă. Uitați-vă la Monica Bellucci pe contul de Instagram. Foarte rar vezi o poză personală cu ea, foarte rar vezi o poză. Iarăși îmi vine o imagine, în exemplu al Endelonca, dar mă rog, el nu are conturi personale de social media, că nu are treabă, dar în momentul în care apare câte o imagine așa mai personală cu el pe internet, mamă, bubuie internetul, toată lumea o soarbe pozele alea și imaginile alea, știți, ca pe ceva deosebit. Deci încercați la modul ăsta să vă gândiți contentul astfel încât să păstrați o doză de mister, astfel încât să nu se știe totul despre voi, să nu se știe tot ceea ce faceți, nu mai postați în timp real, nu mai dați check-in-uri, deși eu mor cu check-in-uri pe Facebook, jur, nu am înțeles niciodată, n-am înțeles check-in-ul pe Facebook. N-am înțeles de ce lumea simte nevoia, dar așa, oricum eu cu Facebook-ul greu, dar nu înțeleg chestia asta cu check-in-ul, nu știu dacă ați observat că nici la poze nu pun check-in, adică foarte rar pun o chestie generică, București, poză făcută în București sau nu știu, dacă îmi place un loc specific, anume atunci ai pun exact locația aia, dar altfel nu pun check-in la pozele mele sau în story-uri, nu m-ați văzut punând check-in. Iarăși, odată, e și chestie de siguranță, vedeți? E și chestie de ai grijă așa, dar și chestie de a păstra o doză de mister. Nu mai postați în timp real. Dacă faceți story-urile, faceți story-urile sau filmările de care aveți nevoie, faceți pozele și când ați plecat din locația respectivă, postați-le. Apropo de asta, de nu știu câte veri încoace se dă aceeași știre că foarte multe case sunt sparte de către, și la noi și în străinătate, sunt sparte de către hoți pentru că proprietarii își pun își dau check-in din vacanță, de unde sunt. Și atunci spărgătorii de case știu, mă duc liber, hai, intru, verifică dacă e cineva acolo și să duc și sparg, să duc la sigur, da? Și sparg casele, tocmai pentru că știu că nu e nimeni acolo. Deci e chestie și de siguranță, dar chiar nu ajută pe nimeni să puneți în timp real lucrurile alea. Bucurați-vă de moment atunci când, nu știu, dacă sunteți la o cină, iarăși văd chestia aia cu pozatul, hai să pozez cina, hai să pozez fiecare fel de mâncare, hai să pozez fiecare lucru pe care... Ok, nicio problemă, îți pozez felul de mâncare, dar nu-l posta atunci în secunda aia. Lasă, poți să-l postezi și după 2 ore, că nu se supără nimeni, nu e nicio problemă. Adică nu e niciun bai dacă postezi mai târziu, adică important este să transmiți mesajul pe care vrei tu să-l transmiți. Da, deci... Iarăși, la fel cu vacanțele, toată lumea în vacanțe face poze, mamă, am fost în vacanță, uite, sunt în vacanță, uite ce fac eu în vacanță. De ce? De ce nu poți să vii din vacanță și să arăți, uite, am fost în vacanță și am făcut asta? Da? Deci încercați să creați o alură din asta de mister și să păstrați o doză de mister în jurul vostru, pentru că e mai sănătoasă. Și pe lângă asta, încă un aspect foarte important apropo de mister este că cu cât dai mai puține informații, cu atât lumea te judecă mai puțin, da? Adică cu atât nu o să-ți pese de ceea ce zic oamenii din jurul tău, nu o să-ți pese de reacția oamenilor, pentru că știi că ei nu au tot filmul. n-au tot puzzle-ul, au doar o piesă sau două din puzzle-ul tău, da? Voi știți despre mine câteva bucățele din viața mea, nu știți absolut toată viața mea și nu știți cum se desfășoară lucrurile, da? În viața mea și nu știți cum arată o zi din viața mea, spre exemplu. Chiar dacă fac daily vlog-uri, le fac în anumite zile, dar alea nu sunt reprezentative pentru fiecare zi din viața mea. Prin urmare, nu aveți cum să știți tot puzzle-ul mare și asta pe mine mă face să mă simt liniștită, asta mă face să fiu calmă și dacă cineva vine și spune, a, ești nu știu cum, nu mă deranjează pentru că știu că nu cunoaște tot puzzle-ul ăla și necunoscând puzzle-ul ăla, tot puzzle-ul, poate să tragă orice concluzie vrea, că știu că n-ajunge la mine, adică nu mă afectează critica. Un alt aspect care mie mi se pare foarte important, mi se pare common sense but still, este legat de a fi respectuos și politicos cu toată lumea, în special în momentul în care încerci să-ți construiești o comunitate și asta o știu de la Thalia. Asta a fost una din primele chestii pe care le-am observat la Thalia, când am început eu să o urmăresc așa și să devorez tot ce făcea ea. Am observat că ea era foarte drăguță cu absolut toată lumea. Foarte drăguță cu absolut toți reporterii care încercau să o împungă, să o atace, adică nu la modul că era preșul lor sau se lăsa călcat în picioare, ci la modul că nu intra în conflict, nu le permitea să intre în conflict cu ea. Tot timpul răspunde cu un zâmbet pe buze dacă, sau este ironică când nu-i convine ceva sau când se simte atacată, este ironică și aruncă câte o ironie și aruncă câte o chestie și cumva Thalia chiar are un talent deosebit de a răsuci așa, de a schimba subiectul foarte repede, știi, și de a răsuci problema foarte repede. Are un skill foarte bine dezvoltat în sensul ăsta și mă uitam la ea că este foarte iubită, dacă nu știți, popularitatea ei este senzațională, chiar și acum, la 50 de ani, este senzațională popularitatea ei pentru că s-a lipit foarte tare de public, s-a lipit de oameni, tocmai fiindcă este caldă, este politicoasă cu toată lumea, este respectuoasă față de toată lumea și oamenii o apreciază foarte mult pentru asta și este și iubită foarte mult, chiar și de presă e iubită foarte mult pentru treaba asta. Nu răspunde niciodată în doi peri, nu răspunde niciodată agresiv și e un exemplu foarte bun în sensul ăsta pentru că da, îți vine câteodată să-i zici unuia care habar n-are de viața ta, s-a trezit și el că vrea să te critice și să zică și să te judece și să, nu știu, să zică anumite lucruri și spune anumite lucruri urâte, câteodată îți vine, dacă te prinde într-o perioadă proastă, îți vine să-i zici așa, să-i întorci cuvintele și mai ales când știi că argumentele sunt de partea ta, dar cel mai bine este să nu intri în conflict cu genul ăsta de persoane și de asemenea să ai grijă să ai tot timpul un discurs politicos, nu să fii preșul tuturor, nu să fii, să te lași călcată în picioare, să te lași jignită, Doamne ferește, adică acolo unde este cazul blochează oamenii, adică nu răspunde la comentarii urâte, șterge comentariile urâte acolo unde este cazul, dar în general e bine să ai un discurs cât mai respectuos față de toată lumea pentru că, da, nu toți gândim la fel, nu toți avem aceleași principii, nu toți avem aceleași concepții de viață, nu toți considerăm că lucrurile trebuie să făcute într-un anumit fel. Prin urmare, sunt mulți care au opinii foarte diferite și poate foarte radicale față de ale noastre și trebuie să le respectăm așa cum sunt, da? Așa cum noi avem pretenția să ni se respecte opiniile și părerile și lucrurile pe care le credem, așa și noi ca creatori de conținut sau ca participanți la social media trebuie să respectăm opiniile altora. Punctul 5 este unul foarte important pentru că este foarte greu de depistat. Se leagă cumva de punctul anterior și anume că e bine să ai grijă la tonul pe care îl dai discuției sau pe care îl ai într-o discuție, mai ales în scris. Când vorbim de story-uri, de clipuri și așa mai departe, este altceva, da, e mai ușor, că dintr-un clip îți poți da seama de tonul unei persoane, dar când vorbim de mesajele în scris, este foarte dificil să-ți dai seama de multe ori de tonul unei persoane. Poate acea persoană este ironică, poate acea persoană persoana glumește și din cauza unui semn de punctuație uitat sau nepus la locul lui, fraza are o altă însemnătate pentru tine, da? Un exemplu foarte clasic pentru mine, la fostul meu job, discutam cu, mă rog, multe fete, trebuia să discut pe WhatsApp, în mod special, discutam cu multe fete și eu în timpul ăsta făceam și niște lucruri în Excel. În Excel trebuia să scriu cu majuscule, da? Deci trebuia să scriu cu majuscule și între timp îmi apăreau conversațiile astea în WhatsApp la care trebuia să răspund neapărat, repede, să nu știu ce. Și răspundeam pe WhatsApp, fără să-mi dau seama că eu scriam cu majuscule și mă trezeam cu genul de mesaj: dar de ce țip la mine? Ce ți-am făcut? De ce țip la mine? Și zic, wow, nu țip la tine, doar că scriam ceva cu majuscule și, da? Deci de aici faptul că din scris, în general, nu-ți dai seama de ton și omul poate ține să interpreteze tonul conversației total greșit. De-aia folosiți-vă de emoticoane, chiar dacă nu sunt ele cele mai grozave, dar folosiți-vă de emoticoane întotdeauna pentru că ajută, cumva dau tonul discuției. De asemenea, e bine să puneți acele precizări pe care de altfel eu le urăsc cu desăvârșire în discuție când aud glumesc. Mă zgârie pe creier. Îmi dau seama că oamenii nu sunt capabili să recepteze o glumă, dar în scris câteodată este necesar să spui am glumit sau glumesc, știți, liniuță glumesc, așa, pentru că nu toată lumea percepe în scris tonul tău ca fiind o glumă și de-aia este foarte important tonul, pentru că se pot întâmpla și mie personal, mi s-a întâmplat de multe ori să scriu ceva și să fie interpretat pe un ton total diferit, total greșit, da? Și de mesajul să fie distorsionat și se ajunge la niște lucruri la care nu vrei și iarăși ține de eleganță chestia asta, să ai grijă la tonul discuției, așa cum o femeie elegantă în general are grijă la tonul discuției pe care îl are cu cineva face-to-face, la fel trebuie să aibă grijă și de tonul pe care îl are în scris. Punctul numărul 6 este iarăși extrem de important și țin foarte tare și mai ales în cazul persoanelor elegante cred că este un no-brainer, dar da, din fericire lucrurile astea au devenit cumva mai conștiente în ultimii ani la noi în România odată cu GDPR-ul, dar nu toată lumea ține cont de ele și cred că este foarte important să ținem cont de treaba asta și anume mare atenție la persoanele care apar în conținutul vostru pe social media, fie că vorbim de video sau foto, da? Întrebați înainte de a posta ceva cu o anumită persoană, cereți acordul acelei persoane. Toată lumea care apare în clipurile mele, dacă vorbesc cu prietenele mele, toate dacă apar cu... le spun, vrei să apari în clip, nu vrei să apari în clip, știți bine, Eugenia are momente în care nu apare deloc în clip, deși m-am văzut cu ea, mă văd cu ea și asta pentru că nu-i place și nu vrea. Am o prietenă, Georgiana, care nu a apărut niciodată în clipuri pentru că nu vrea chestia asta și respect acest aspect, dar nu o să vin să-i bag camera pe gât, deși ea nu vrea să apară pe internet. Bun, prin urmare, aveți grijă la oamenii pe care îi puneți în contentul vostru și fiți respectoși cu spațiul lor personal, întrebați-i dacă vor să apară în materialele voastre și de asemenea aveți grijă să arate bine materialele voastre. Am văzut de nenumărate ori treaba asta. Știți pozele alea clasice, chiar erau niște meme-uri la un moment dat pe Instagram când tu apari ca o păpușă în pozele tale, ești aranjată și ceilalți pe lângă tine, prietenii tăi pe care îi pui în poze, zici că sunt niște gluși de coceni, adică zici că mai au un pic și că să prăbușesc. Deci trebuie să ai grijă, încercați, dacă voi arătați bine în poze, să arate bine și ceilalți, dar nu doar voi. Adică nu încercați să vă puneți într-o lumină din asta pozitivă doar pe voi. Pentru că, în ciuda ceea ce credeți, oamenii cu care vă asociați spun lucruri despre voi. Și dacă voi vă postați pe internet și arătați spectaculos, ca și scoase din cutie, și pe lângă voi aveți numai gluși de coceni care se prăbușesc, care sunt deșirate, așa, glugile alea de coceni deșirate spun ceva despre voi. Da? Și faptul că le-ați postat așa pe internet. Da? Deci, faptul că poate omul ăla nu s-a simțit confortabil să fie postat așa pe internet și voi ați făcut treaba asta. Deci, mare atenție la aspectul ăsta. Cereți permisiunea oamenilor, este de bun simț, este o chestie de eleganță, dar și de bun simț. Adică, pentru mine e common sense, întreabă-l pe om. Și nu contează că este creator de conținut sau este persoană publică, că am mai văzut-o și pe asta. A, este persoană publică, trebuie să-și asume, să apare peste tot. Nu e adevărat. Nu. Apar unde vreau eu. De ce să fiu filmată pe stradă când mă duc să-mi duc gunoiul? De ce să fiu filmată pe stradă când, nu știu, stau de vorbă cu cineva? Nu, cere-mi voie dacă vrei să pui, chiar dacă, nu știu, sunt vedetă. Cere-i voie vedetei respective să o pozezi, da? Să o pui pe internet, să o pui pe stories, să o, da? Anunț-o. Pot să pun, aș vrea să pun poza asta cu tine la mine în feed. Uite, că îmi face plăcere că te-am cunoscut și că te-am întâlnit. Pot să pun, da? Chiar dacă este vedetă. Nu mai luați lucrurile astea ca fiind, a, da, sigur o să vrea. Poate nu vrea. Poate nu se simte ziua aia bine cu ea și nu-i place cum arată. Punctul numărul 7. L-am atins puțin mai devreme, dar aș vrea să reiterez pentru că este foarte important și anume nu intră în conflict cu trolii. Trolii sunt o specie de personaje din astea online care efectiv nu au ce căuta. Așa cum unii din ei consideră că spațiul online trebuie curățat de creatorii de conținut care sunt mint, care li se par lor că nu sunt ok, care îi frustrează pe ei și așa mai departe, la fel consider și eu că spațiul ăsta online trebuie curățat de troli și prin urmare nu trebuie să te simți rău că blochezi sau că ștergi comentariile unor persoane care n-au nicio treabă cu tine. Adică eu nu vorbesc aici de critici constructive sau de niște lucruri frumos spuse sau de niște lucruri, adică nu spun să te laude toată lumea, dar știm și noi, știți foarte bine care e diferența dintre un om care te jignește, care te înjură, care spune tot felul de lucruri neplăcute, se leagă de tine, de familia ta fără să o cunoască, și o critică constructivă, da? Cu toții cunoaștem diferența asta. Ei, nu trebuie să te ambalezi. Așa cum în viața reală nu te-ai angaja într-o discuție cu o persoană care te jignește și care nu te-ai angaja într-o dispută și nu te-ai angaja să te cerți cu cineva, la fel nici în online. Da? Cu cât rămâi mai distanțat de lucrurile astea, am învățat în timp, cu atât este mai sănătos și pentru tine și pentru imaginea ta. Este o vorbă că odată ce un om vrea să creadă ceva rău despre tine, n-ai cum să-i schimbi părerea. Da? Și așa este. Adevărul ăsta este că, da, un om dacă și-a pus în minte să te urască sau să creadă ceva rău despre tine, poți să faci orice, poți să încerci să te transformi tu în cel mai frumos lucru de pe lumea asta, că tot nu se combină, da? Prin urmare, n-are sens să intri în dispute cu astfel de persoane. Alt aspect foarte important, care ține tot de common sense, l-am zis mai devreme, nu-ți posta locația în care te afli în timp real, pentru că este o chestie de siguranță, în primul rând. Sunt o grămadă de oameni nebuni. Numai câte știri am citit din Statele Unite despre influenceri din ăștia care au fost bătuți pentru că s-au întâlnit fanii cu ei pe stradă și i-au bătut, știți, sau mă rog, fani, înțelegeți voi, troli din ăștia. Deci, e o chestie de siguranță și în al doilea rând e și chestia de a te bucura de moment. De ce tot timpul trebuie să stai să dai check-in? Ce e așa senzațional? Adică dai check-in acolo unde ești, nu știu, pus de situație de contract, dacă participi la un eveniment și se presupune că trebuie să transmiți live de la evenimentul ăla, ok, no problem. Faci chestia asta, dar în rest încearcă să menții, apropo și de doza aia de mister, încearcă să menții lucrurile în așa fel încât să rămână pe un ton din ăsta așa cât mai misterios și mai în umbră, așa, adică nu-ți divulga toate secretele, nu spune. Și asta cu locația e foarte importantă, odată din prisma securității și în al doilea rând se pot întâmpla foarte multe lucruri, nu știu, se pot întâmpla, v-am dat exemplul ăla cu vacanțele, dar în fiecare an văd reportajul ăsta cu casele sparte, sute de case sparte că oamenii sunt în vacanță, își postează, își dau check-in pe Facebook și bineînțeles spărgătorii de casă știu că nu sunt acasă și se duc la sigur. Punctul 9, un sfat practic de viață și anume ai grijă cu cine te împrietenești pe internet, că un prieten de pe internet poate să ți se transforme în dușman instant, da? De la o poză la alta poate să-ți devină prieten, mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori, adică acum erau, mă iubeau, mamă, mai aveau un pic să-mi ridice statuie și după două postări sau ceva, gata, nu mai, eram nenorocita aia care făcea și drăgea, știți? Și mare atenție la genul ăsta de persoane, nu-ți divulga secretele, nu le spune prea multe lucruri, poartă o conversație civilizată dacă asta își doresc, adică dacă vor să converseze cu tine și ai timp, conversează civilizat cu persoanele astea, dar ai grijă că nu toată lumea care se pretinde a fi prietenul tău pe internet chiar îți este prieten, da? Prieteniile în general trebuie să treacă un test al timpului în ani de zile în general, nu sunt prietenii din astea și mai ales așa din scris. Mare atenție la aspectul ăsta, că acum se întâmplă tot felul de lucruri, pe lângă tot felul de schemuri care sunt, mă gândesc la partea asta practică, când cineva se dă prietenul tău, tu îi spui niște confidențe, te apucă pe tine melancolia și îi spui niște confidențe și îi spui niște lucruri, după care nu-ți mai e prieten și începe și divulgă toate chestiile astea. Lăsând la o parte faptul că asta spune foarte multe despre caracterul acelei persoane, îți poate face foarte mult rău că divulgă niște lucruri pe care poate tu n-ai fi vrut să ți le spună. De-aia, atenție cu cine îți împărtășești secretele în online, că așa cum ziceam, tot ceea ce discuți în privat poate să devină public și nimic nu se șterge de pe internet. Și punctul numărul 10 este o chestie la care țin eu în mod special pentru că mi se pare că este necesar și anume încearcă să faci oamenilor ziua mai bună. Dacă tot ești pe social media, chiar dacă tu nu ai o zi tocmai grozavă, încearcă să le faci celorlalți ziua mai bună, încearcă să le dai, nu știu, un sfat, încearcă să-i ajuți cumva, încearcă să-i amuzi, încearcă să le ridici moralul, încearcă să faci lumea să fie mai bună. Pe principiu, lasă lumea mai bună decât ai găsit-o. Asta pentru că și aseară, de exemplu, eram pe Instagram, scrollam așa, zăcând în pat, scrollam pe Insta Story și la un moment dat dau de cineva care certa cu frenezie și era foarte îndârjită pe oamenii care o urmăreau, așa de parcă oamenii care o urmăreau erau așa niște nimicuri în fața ei, știi, și certa așa. Încercați să nu aveți genul ăsta de atitudine, apropo și de exemplu cu Thalia, care încearcă tot timpul să ridice moralul oamenilor și să-i facă să se simtă mai bine. Iar Thalia este un exemplu de om extrem de pozitiv și ăsta este unul din motivele pentru care o urmăresc, pentru că e de o pozitivitate absolut fenomenală, adică femeia e tot timpul optimistă, deci e ceva de groază, e de speriat cât e de optimistă și încearcă constant să impulsioneze chestia asta și oamenilor care o urmăresc. Așa și voi încercați să faceți chestia asta. Da, știm, nu toate zilele sunt perfecte, nu toate zilele sunt frumoase, dar e bine să lăsăm lumea un pic mai bună decât am găsit-o, mai ales în condițiile în care știm, social media este o găleată cu de toate. Ok. Astea zi fise, dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați încă. Veniți și pe Instagram, apropo de social media, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi, mă străduiesc, mai ales dacă nu mi-e rău, mă străduiesc să vorbesc în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!